Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, pentru cei care nu știu acest canal. Pe Încă Ceva găsiți foarte multe chestii legate de Game of Thrones și asta de foarte mulți ani. La un moment dat, când serialul era foarte iubit și încă era pe televizoare, multă lume își lua sursa de informație direct de aici. Făceam analize la fiecare episod și multe, multe altele. Iar azi avem o discuție despre o veste apărută recent, vreo două zile, circulă pe internet, cum că se întoarce Kit Harington în rolul lui Jon Snow și cum va fi făcut un serial numit Jon Snow Return sau Jon Snow Încotro. Dar s-ar putea să fie puțin mai mult în spate decât doar adevăr. Așa că hai să stăm puțin de vorbă despre vestea asta nouă. În primul și în primul rând trebuie setat puțin contextul. Game of Thrones, ca franciză, 2018, când se încheie franciza, practic, odată cu finalul, cu ultimul sezon, industria numită Game of Thrones, da? Deci memorabilia, merchandise, collectibles și mai departe, capitonează pur și simplu, colapsează pur și simplu, da? Colmatează pur și simplu și dispare. Dacă până în data respectivă, până la finalul, până la ultimul episod, vindeau oamenii, să spunem, 100% din inventarul pe care l-aveau în memorabilia, o săptămână mai târziu, pur și simplu, nu mai vindeau absolut nimic. Sunt foarte multe știri de genul ăsta care explică cum pur și simplu de la o săptămână la alta a dispărut interesul pentru lumea asta și pentru serialul ăsta. Asta pentru că foarte, foarte multă lume a fost dezamăgită. Am mai făcut o recenzie și pe carte și pe serial la un moment dat, în care am spus și chestia asta, e foarte important de înțeles că, deși serialul s-a încheiat cu două sezoane finale și un ultim sezon final, din păcate, deplorabil, trebuie să recunoaștem că de fapt sunt ultimele trei episoade deplorabile și până la antepenultimul episod totul era încă on the board, știi, pe masă, se putea încă juca bine, dar din păcate Dan and Dave n-au reușit să livreze bine și au distrus franciza, ăsta este adevărul. Și atunci, în schimb, Game of Thrones spune, sau HBO spune, bă, dar noi avem aici chestia asta interesantă, ar trebui să facem ceva cu ea, un univers să crească, să nu știu ce, și foarte bună ideea. Doar că fandomul este atât de dezamăgit de ce s-a întâmplat, încât sunt foarte, foarte reticenți din a aborda din nou subiectul. Astfel că HBO hotărăște să facă acest prequel, House Targaryen, practic. Doar că întrebarea care a survenit imediat la finalul Game of Thrones, al serialului Game of Thrones, a fost who gives a fuck despre Targaryen? Adică, da, ne păsa de Targaryen dacă familia Targaryen ar fi continuat, dar realitatea este că, de fapt, și de nimănui nu-i pasă de familia Targaryen, pentru că familia Targaryen, ghișe, orice ar face, nici nu contează. Ei au fost în Westeros timp de 350 de ani și atât. Nu sunt reprezentativi, relevanți, importanți pentru Westeros, sub niciun fel de formă. Pentru că, datorită sau conform finalului oferit de Dan and Dave, la finalul serialului, casa Targaryen este colmatată și ea. Practic, Dany moare, deci nu există o femeie care să nască un copil Targaryen, iar Jon pleacă dincolo de zid, unde nu va face absolut nimic, chiar și copiii lui nu vor fi regi niciodată, nu vor avea nicio relevanță pentru familia Targaryen. Și atunci, de ce ne-ar păsa de familia Targaryen? Ei bine, enter Jon Snow Returns! Și atunci vine frumos HBO și spune, bă, ar trebui să facem ceva cu chestia asta, să ne mai dăm și noi o speranță, că de fapt nu e gata, mai e ceva în spate. Dar chiar și așa, sunt două probleme aici. 1. Chiar în urmă cu săptămână, 2, HBO venea și spunea la rampă deschisă, spunea că da, lucrăm la foarte multe proiecte legate de Game of Thrones, dar în momentul de față niciuna nu intră în producție. Se lucrează la idei. Astfel că da, există o idee în care Jon Snow nu știu ce, există o idee cu Melisandra, cu trecutul ei, există o idee care va vorbi cu adevărat despre The Starks, The White Walker și așa mai departe. Există o idee legată de The Blood Moon King. Există N idei care pot fi explorate. Se vorbea la un moment dat un serial despre Arya în Essos, în Ashai și așa mai departe. Exista un potențial serial despre Sorthorios, coborârea în continentul de sud. Deci idei sunt multe. Idei sunt multe, un serial despre Jon Snow probabil că ar fi și ok, dar trebuie să ne înțelegem, Kit Harington nu a semnat nimic, nu există în momentul de față un proiect de care Kit Harington este atașat. Asta e foarte, foarte, foarte important de înțeles. Până când nu iese Kit Harington la rampă și spune, da,
am semnat un contract pentru o miniserie, pentru că nu cred că ar face nimeni un serial, pentru o miniserie, pentru ceva legat de Jon Snow și nu spun că nu s-ar putea întâmpla, dar în momentul de față trebuie înțeles că tot ce vedeți, până și Cancan a scris și Libertatea și mai știu eu ce, în momentul de față e doar clickbait. Deci în momentul de față nu există acest proiect. Acest proiect este doar un rând dintre cele 60 de rânduri, iar pe fiecare rând e un titlu de un potențial serial. Da? Arthur Dayne, Lightwalker, cum îi spune, Lightbringer și așa mai departe. Sunt 1000 de idei care pot fi explorate în universul creat de George R. R. Martin, dar asta nu înseamnă că se face ceva. Repet, HBO a spus-o cu gura lor, foarte clar și foarte răspicat, iar ce au făcut acum a fost pur și simplu un PR stunt în care au dat ceva în aer, tocmai ca lumea să-l preia și lumea să vorbească de Game of Thrones din nou, să crească interesul pentru acest serial. Pentru că, vezi, doamne, dacă Jon Snow se întoarce și dacă, de fapt, n-a fost gata, e Game of Thrones Season 9, da? Ceea ce e aproape imposibil de făcut, să ne înțelegem în chestia asta, atunci poate ne-am uitat cu toții la House of the Dragon și am spune, bă, da, mă, să vedem trecutul lui Jon, de unde a venit Aegon ăsta. Numai că realitatea este că este 99% improbabil să se întâmple. Ar trebui adus înapoi tot castul, pentru că ce faci? Faci un serial sau o miniserie de 6 episoade care Jon Snow in the wilderness, da? Și ok, se îndrăgostește de o fată, da? Și apoi cu fata asta ce fac? Fac 5 copii. Așa, și? Așa, găsește un dragon de gheață. Așa, și? Adică, Jon Snow și relevanța lui Jon Snow este strict corelată, da? De faptul că el preia conducerea Westerosului. Este imperativ, sunt cele două unități legate umbilical. În orice moment, dacă vii acum și faci un serial despre, well, The Seven Kingdoms, după Danny și John, who gives a fuck? Știi, adică pe bune, who gives a fuck? Și după aia dacă faci acum un serial despre Jon Snow, Up in the North, se va duce și va explora ceva Targaryens, va explora the Neverending Winter Nights și mai știu eu ce. There's nothing. Adică asta e problema principală. Trebuie să-l aduci pe Jon înapoi. Și dacă aduci pe Jon înapoi, e fucking up, adică ultimul sezon nici nu mai contează. Adică l-am luat, l-am trimis să fie surgiunit acolo, să nu mai vină niciodată înapoi. S-a întors înapoi, mâine, săptămâna viitoare vine înapoi. Că there is no point. Și atunci sunt mult mai mulți indicatori care ne spun că nu va fi nimic cu serialul ăsta, că nu va exista serialul ăsta, că este pur și simplu un PR stunt ca lumea să vorbească, să tot... Pentru că se vedea că toate articolele astea vorbesc despre HBO a anunțat că s-ar putea să fie un serial cu Jon Snow, cu Kit Harington atașat și bla bla bla. Și nu uitați, în 2 săptămâni sau în 3 săptămâni apare și House of the Dragon. Adică aici e toată schema. Este pur și simplu un teaser pentru House of the Dragon și nimic altceva. Așa că a 10-a oară îmi pare rău că... Pare rău că suntem în epoca asta și în era asta în care e atât de... E jegos aproape sistemul ăsta, știi, în care nu facem altceva decât să mințim puțin oamenii, pentru că le dăm ce vor, de fapt, știi, atât timp când le dai ce vor, oamenii sunt fericiți. Și poate că mulți dintre voi sunt chiar fericiți că se întâmplă chestia asta, că cineva ne minte așa frumos. Din punctul meu de vedere, nu e nevoie așa ceva, ar trebui mai degrabă să se concentreze pe comunicarea părților bune ale serialului ăsta care vine, House of the Dragon. Sper să fie super ok, sper să le iasă, sper să... Recâștige puțin încrederea fanilor, șansele sunt destul de mici să fie, nu mici, sunt extrem de mici să ajungă din nou la nivelul lui Game of Thrones, aș spune că nu sunt deloc de fapt, dar cu puțină încredere, cu puțin, poate cu puțină bunăvoință din partea lor, poate și fanii ar veni și ar crede din nou în franciza asta. Dar în momentul în care vii cu cheap tricks de astea în care facem un serial cu Jon Snow, dude, really? Of all the fucking things, ca să zic așa. Bun, cam asta a fost, dragii mei, vis-a-vis de serialul cu Jon Snow, care rămâne o improbabilitate absolută și în contextul în care probabil că Kit Harington, pentru următorii câțiva ani, va fi ocupat, cred că și el își dorește foarte mult să, deși ea ține la personaj, deși și-ar dori undeva, poate, în mintea lui, bă, m-aș întoarce la un moment dat, nu cred că acum, nu că ăsta nu este momentul. El acum are să meargă pe cariera lui, să o dezvolte mai departe, să crească noul Kit Harington, actorul ăsta care va fi și în, a fost în Eternals, va fi în Blade și poate va fi și în Black Knight. Și atunci, poate încet, încet reușește să îndepărteze de TV drama, ca să zicem așa, și să treacă cu adevărat în sfera asta de film și poate să-și găsească locul într-un alt genre care să nu fie doar îndrăgosteli și sword-swinging bastard.
sunt atât de puține șanse să iasă, încât nici nu vreau să mă gândesc. Și îmi pare foarte, foarte rău că toți oamenii ăștia, când văd Game of Thrones, dau click și spun ok, trebuie să facem un articol pe asta, spune-mi că se întoarce, se întâmplă, se face. Nu, dar contează, adică e posibil? Nu, nu contează. Noi, pentru noi facem articol, sunt 16 ad-uri pe pagină, să se uite lumea la ele. Amazing, ca să zic așa. Bine, dragii mei, asta a fost, vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc din inimă celor 6-7 inși care ați fost la premiera scurtmetrajului, de fapt, mini-documentarul făcut cu Marian Coman, se numește Autor. Găsiți pe canal, e clipul încărcat înainte de asta. M-a apreciat foarte mult cuvintele de bine venite din partea aia. A fost o muncă mare, s-au tras de vreo 3 ori tot ce s-a văzut acolo. Sper să vă placă și nu uitați, evident, dacă vreți să ne susțineți pe încăceva.ro/shop, puteți intra pe Patreon. Avem și un Buy Me Coffee acum, că sucre spune domnul lăudat de nu mai puteam după el. Și avem de asemenea comunitatea Încă Ceva. Dacă vreți să ne susțineți, atât. Vă mulțumesc, dragii mei, și până data viitoare. Nu rămân decât să vă urez ziua plăcută, numai de bine. Baftă!